Din partea Inspectoratului de Jandarmi în județul Iași, câteva cuvinte vă va adresa domnul Plutonier Lungu Irinel. Știți cum a spus Trahanache într-o scrisoare pierdută? Hai că ați dat examen. Aveți puțin pică răbdare, da? Deci să fiți un pic mai atenți, cei din spate să vină mai aproape și să fie un pic mai liniștiți, da? Dragi elevi, stimați profesori și părinți, sunt Plutonier Lungu Irinel din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași și am deosebită plăcere să vă prezint mesajul inspectorului șef. Și în acest an, jandarmii ieșeni se vor afla printre voi pe tot parcursul anului școlar din dorința de a vă conferi climatul de ordine necesar pentru buna desfășurare a procesului de învățământ. Noi propunem ca jandarmii să fie aproape de elevi, dar și de colectivul de profesori din această școală, astfel încât să putem preveni orice act de violență în școala dumneavoastră și ori de câte ori va fi astfel probleme, să vă asigurăm că vom fi alături de dumneavoastră și vom acționa ferm pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. Trebuie să știți că jandarmii sunt gata în orice moment să intervină pentru a vă asigura liniștea și își propune să fie un prieten bun și de nădejde pentru elevi, cât și pentru profesori. În aceste momente, de început de an școlar, noi jandarmii vă dorim un succes în activitatea de pregătire și nu uitați că vom fi prietenii dumneavoastră de încredere. Pe scurt, preventiv, am să punctez câteva elemente care să... să vă previne de infractori sau să evitați să purtați ostentativ anumite bijuterii, telefoane mobile, pentru că oricând puteți fi victime a unor infractori. Să evitați să vă urcați în autoturismul unei persoane pe care nu-i cunoașteți sau să cedați darurilor care vă oferă. Aveți curajul să spuneți nu persoanelor necunoscute care intră în discuție cu dumneavoastră și în momentul în care simțiți că se ia de dumneavoastră să puteți țipa, fugi sau anunța conducerea școlii, părinții sau jandarmii care lucrează în zona respectivă. De asemenea, încă două elemente am să mă cumpez și cu asta am să închei. Când intrați în bloc, evitați să urcați în lift alături de persoane necunoscute. Nu deschideți ușa necunoscuților și nu vă lăudați persoanelor necunoscute că rețineți anumite bunuri sau... pentru că astfel puteți tenta pe răufăcători. Și în încheiere vă mulțumesc și vă urez un an nou școlar fericit.